se consideră funcția f definită pe r cu valoare în r, f de x egală cu cine? Cu radical de ordinul 3 din x la a treia minus x pătrat. Da? O să dau un factor sau să o las așa, vedem. Zice, dacă dreapta y egal cu mx plus n este asimptota oblică spre minus infinit, deci când x tinde la minus infinit și t este m pătrat pe n pătrat, cât, deci practic trebuie să-i aplăm pe m și pe n, da? Ce înseamnă asimptota oblică? Că m este limită când x tinde la minus infinit, atenție, da? Din f de x pe x, adică limită când x tinde la minus infinit din radical de ordinul 3 din x pătrat minus x pătrat pe x. Acum, recomandarea mea e, de câte ori aveți limite la minus infinit, ca să nu greșiți că iese cu negativ, cu modul, cu nu știu ce, și așa mai departe, faceți substituția x egal cu minus y. De ce? Că atunci y-ul tinde la infinit, dacă x-ul tinde la minus y. Și atunci o fac limită când y tinde la infinit din radical de ordinul 3 din cine? Minus y la a treia, minus y pătrat, supra minus y. Scot un minus de aici, de sub el, da? Care cu minusul de jos se duce, da? Și vine, extind radicalul de ordinul 3 din cine? Din y la a treia plus y pătrat, da? Supra, ăsta băgat sub radical, când dă supra y la a treia. Cum gradul de sus egal cu gradul de jos, limita e dată de raportul coeficienților dominanți 1, radical de ordinul 3 din 1 pe 1. Deci m-ul nostru, iată, este 1, scriu aici. Cine este n-ul acum? N-ul este limită când x tinde tot la minus infinit, din f de x minus mx, da? Adică egal cu limită când x tinde la minus infinit din radical de ordinul 3 din x la a treia minus x pătrat minus minus x, da? Din nou v-am spus scala ca mai sus, facem substituția y egal cu minus x, da? Și avem limită când y tinde la plus infinit din radical de ordinul 3 din minus y la a treia minus y pătrat plus y. Sau, hai să-l trecem la coadă, scoatem minusul ăla de afară, vine limită când y tinde la infinit din y minus radical de ordinul 3 din y la a treia plus y pătrat. Observați că am infinit minus infinit, caz de nedetermin. Cum se fac asta? Amplificăm cu conjugatul, da? Și vine limită din jos a minus b, care e conjugatul a pătrat plus ab plus b pătrat. Deci vine y pătrat plus y ori radical de ordinul 3 din y la a treia plus y pătrat, plus radicalul acesta la pătrat și sus a diferența de cuburi, adică y la a treia minus ăsta, minus y la a treia minus y pătrat. Ăștia se duc, da? Și egal cu, și ce fac? Am egal cu limită când y tinde la infinit din minus y pătrat și acum jos dau, iată, dau o dată y pătrat aici, vine pe lângă 1 plus y, mai dau un y din radical, care sub radical vine ca y la a treia, da? Împărțit. Deci ne radical de ordinul 3 din 1 pe 1 plus y. Y pătrat, în pătrat îți intră ca y la radicalul de ordinul 3, adică dedesubt vine pe y la a treia. Deci plus radical de ordinul 3 din 1 plus 1 pe y la pătrat. Ăștia se duc, hai să vedem cât îmi dă limita, da? Deci limita egală cu minus 1 supra. Ăsta se face 0, ăsta se face 0, 1 plus 1 plus 1 face 3, minus 1 pe 3. Ăsta este n-ul. Deci n-ul este minus 1 pe 3, n-ul este minus 1 pe 3. Ce îmi cere mie? T egal cu m pătrat pe n pătrat, adică 1 pe ăsta la pătrat, 1 pe 1 pe 9, adică egal cu 9 și s-a terminat povestea, da? Răspuns corect, demic.